Da? Îmi dai, faci semne obscene, a? A? De ce mă jignești, mă? De ce mă jignești? De ce mă faci handicapat? Băi, de ce mă faci handicapat? Sunt handicapat? Nu! Păi ce atunci, de ce mă faci tu pe mine handicapat? Pentru că da? Sunt handicapat, să vezi ce plângere pe la ăla. Stai să te fii în rei. Ce vrei? Fii tu echiator? Fii tu echiator, ha? Mă, tu ne auzi? Echiator, păi stai așa, tata. Fii tu echiator? Fii tu echiator? De ce m-am venit? Să la pușcărie te duci. De ce mă fii, mă? De ce mă ameninți, mă? De ce, mă? Uite, că o pun la dosarul penal. De ce nu? De ce nu? De ce mă înjuri? De ce mă ameninți? Ha? Zi-mă, de ce mă ameninți cu bastonul? Ia mă, ia, hai, zi, de ce mă ameninți cu batonul? Că nu port mască pe nas și te frică că te iei amendă? Stai să vezi ce... Păi, hai să vezi ce, ce să fac? Păi, de ce nu port mască pe nas? Dar nu te interesează. Cum mă, nu mă interesează? Păi, îmi îngrădești mie dreptul la ocrotirea valorilor dintre ființe umane. Stai, stai, un baston de tia. De ce? Bună ziua, Ciprian Gurdu mă numesc, vreau și eu la biroul domnului Iacoblev Marian, Cosmin Marian. Domnul Iacoblev în acest moment se află în misiune, nu se află la misiune. Așa, cu cine vorbesc? Agent șef Florea. Ok, domnul Florea, e vorba de Runcan Radu și prietenul lui, care stau, care stau? Păi duceți-vă, mă urmăreați pe mine când a sunat domnul Runcan Radu, când mergeam la aprozarul ăla să iau legume, să fac cumpărăturile. Și dumneata mă urmăreai pe mine atunci când ți-am zis cu să trăiască martorul din dosarul 117 și dumneata mi-ai răspuns să trăiască domnul Gurdu. Spuneți-mi ce să fac. V-am și sugerat mai devreme. Mă repet, v-ați legătura de poate să joacă. Duminică când v-am făcut semn să opriți în sensul giratoriu, ați ocolit sensul giratoriu și v-ați făcut că nu mă vedeți. Pentru că sunt depășit de situație. Păi sunteți depășit de situație, dar duminică când erați cu mașina, v-am făcut semn să opriți și n-ați oprit, m-ați văzut și m-ați ignorat. Nu este frumos în partea mea, să vă spun că nu sunt care să-ți am
eu zic de altă, cu tot o altă speță. Duminică, am trecut prin fața dumitalei, erai în mașina de poliție și te-ai făcut că nu mă vezi. Nu se mai aude. Vezi? Poliția orașului Năvodan, unde drăghia Răzvană, iau-te, a închis ușa. E două jumate, abia. A închis ușa și m-a dat afară, că el n-are ce să-mi dea mie detalii despre petiții. Mă punea să-i scot telefonul. Am 5 degete la mână, unul e din lumea bună. Hai, ce? Ce faci, mă cerbat? Păi ia să filmez și eu. Polițist? Da, păi nu vedeți că a închis gratia? Cine a închis? Păi dumneata, drăghia Răzvan. Foarte bine, drăghia Răzvan. Păi, să răspundă drăghia Răzvan. Păi să răspundă. Am fost să-mi iau cafea din piața centrală și Florea Cristian se dădea jos din mașină și zic, ia du-te să-l vezi pe Luncan Radu cum are mașina parcată pe trecerea de pietoni în față la Mama Mia. Și dacă îmi s-o vorbiți cu duceți-vă, mă duc cu mare drag. A, și dacă nu vorbesc cu pronume de politete, nu trebuie să te duci, nu? Nu trebuie să te autosesidezi. Dar când îi face vizite lui Luncan Radu acasă și bea cafele cu el, cum e? Atunci se autosesidează Florea Cristian, nu? Nevasta lui Raul, ăla pe care l-am pomenit eu în poliția locală, adevăratul grup infracțional, era în fața blocului meu și când m-a văzut pe mine, i-a dat jos pantalonii lui Fița să se piște la copac, lângă copac, în vântul tuturor. Cristian cobora din mașina CT-06 RNC, iar Ionescu Loredana cobora din spate, de pe maceta din spate. Și a avut grijă Florea Cristian să parcheze în fața geamurilor mele. Ani merge frunzelul cu mine. Stați că nu vă știu pe tot neamă. Îmbrăcat în politic, eu fiind persoana vătămată din dosarele lui Florea Cristian. Florea Cristian care o arde în prietenii cu Luncan Radu și cu Ionescu Loredana. Și vine și se vizitează cu el.